Protestatorii au ținut să-și manifeste recunoștința pentru înfăptuirile democratice ale guvernului. În această zi i-au prezentat guvernului și prin aceasta țării produsul muncilor suplimentare benevole. Locomotive, vagoane, cisterne, trenuri întregi au ieșit din uzine ca un simbol al muncii în libertate, făcută cu dragoste și devotament pentru a fi dăruite patriei în reconstrucție. În România socialistă, munca a devenit expresia supremă a demnității conștiinței umane. Sunt nenumărate și prezente în viața noastră a tuturor argumentele configurând imaginea țării ca un stup bogat. Bunăstarea oamenilor devine din ce în ce mai mult o expresie a faptului că socialismul este singura șansă, singura cale de împlinire a sensului superior al vieții. S-a diversificat continuu producția bunurilor de consum, a crescut an de an puterea de cumpărare, a sporit continuu retribuția, s-au acordat pentru prima dată în istoria țării pensii pentru țărani. Așem să facem să răsară lumină, energie în vatra milenară. Să trăiască în libertate sentimentul de român, pacea este casa noastră pentru care devenim. Cerul de Carpați și totul să rămână în veci unii, cântecul e casa în care vă spunem bun venit, focuri vii, focuri vii, focuri vii, focuri vii. Nici când această țară n-a fost mai strâns unită și mai cutezătoare în fapte, în chemări, acestei revoluții statornic dăruită, pășind biruitoare spre comunistezări. Avem în fruntea noastră un arhitect de geniu al unității, care de-a pururi ne crez. În vatra ta străbună, la capăt de mileniu, cu Ceaușescu omul, tu patrie veghezi. Țara aceasta-i cer și pământ, legate prin omul rostindu-l pe sânt, cu inima lui, tot o țară și ea, de departe venind, statornică stea. Pacea te cheamă țară în larg și steaguri lumini arborezi la catarg. Înălțate-n tării de partidul popor,